Domnule președinte, domnul Horea, PNTCD Cluj are din nou un sediu, sediu propriu. Din păcate am fost ziaristul care a scris în urmă cu vreo 2 ani despre pierderea sediului tradițional cu care s-au obișnuit clujenii, cel de pe Pavlov. Aveți acum un sediu în zona centrală, aproape de primărie, la un subsol, reveniți în Beciuri. Ne-am întors înapoi în Beci. Cum a fost această perioadă fără casă? Cred că rezultatele spun de la sine cam cum a fost, pentru că un sediu, mă rog, cel puțin cei care se ocupă de comunicare politică știu că înseamnă cam 2% pierdute, adică oamenii nu mai știu unde să te contacteze și, mă rog, suprapus și pe o chestiune care înseamnă apariții media, atunci este și mai greu, adică nu ai nici comunicare personală, nici intermediul media, deci devine foarte greu ca să comunici cu membrii, cu simpatizații. Ați reușit să amenajați acest sediu, care spuneați că n-a fost foarte plăcut când ați intrat în acest subsol. Ce proiecte are PNTCD-ul? Nici în caz nu doriți să rămâneți sub pragul de intrare în Parlament. Aveți proiecte mari acum, înaintea vacanței? Totdeauna am avut proiecte. Totdeauna am spus adevărul, că nu a plăcut, că poate l-am spus într-o formă în care n-a fost mai potrivită, nu mai contează. Vedeți că ceea ce spuneam în urmă cu ceva ani se întâmplă acum, DNA-ul își face treaba și sunt lucruri concrete, adică atunci părea așa un fel de vendetă, un fel de răutate, nu știu, fiecare interpretea în fel și chip. Mă întorc, suntem, în primul rând trebuie să spun că suntem o echipă, zic eu, foarte valoroasă și când spun chiar, îți spun cu mândrie. Sunt un număr de colegi care eu zic că ar merita amintiți măcar prin... Foștii colegi de la... pe care... Sunt foștii colegi și sunt actual colegi care au venit și mi s-au alăturat. Adică, să luăm așa, este secretarul general Ramon Moldoveanu, a fost consilier județean, Adrian Coroianu, președinte LIR, Dan Marius Drăgan, doctor în economie, expert vamal, expert economist, domnul Emil Culda, mai cunoscut și candidat la primărie. Candidat la primărie, domnul profesor Anulescu, fostul șef de la pediatrie 3, deci la clinica de pediatrie 3, domnul conferențiar Avram Fițiu, în sfârșit, maestrul Titer Zărnescu, deci sunt mulțime de oameni de foarte bună calitate, care eu zic că numai o parte a trebuit oamenii să-i recunoască și știu că sunt oameni care au performat, au arătat ceea ce știu și zic eu prin forțe proprii. Concret, ca și proiecte, mai prăfuitul, în ghilimele de rigoare, proiect cu reinstaurarea monarhiei constituționale. Ne-a surprins în 10 mai, la mitingul dumneavoastră, înaintea alegerilor europarlamentare, președintele, domnul Pavalescu, spunea că nu veți candida, nu veți avea implicați în alegerile prezidențiale. Ați rămas la această Absolut. Deci este o decizie a partidului. Trebuie să încheiem odată cu ipocrizia asta, nu spun care partid, dar bănuiesc care. Ne spune, domnule, noi ne dorim monarhie, dar tot timpul ne punem candidat la președinție. Trebuie undeva lucrurile astea să, pe de o parte, să se oprească, iar pe de altă parte, trebuie făcut mai mult. Adică ne asumăm și noi câteva lucruri care nu le-am făcut și care mărturisim că le vom face în perioada următoare. Deci unul dintre proiecte este tocmai de a pune pe masă o sumă de păreri, de opinii pertinente, sigur, argumentate, civilizate, pro și contra monarhie. Tot suntem în perioadă de alegeri, va fi un număr de păreri pro și contra rege sau președinte. Oamenii trebuie să, în primul rând, să fie în cunoștință de cauză. Deci noi ne dorim, practic, am spus că ne dorim un referendum. Un referendum care, nu știu dacă să aibă sort de izbândă, ca să fie corect, oamenii trebuie să fie informați. Și atunci, undeva în septembrie, eu zic, prin Consiliul Civic Local, vom aduce la cunoștință opiniei publice un astfel de proiect. Îl vom pune pe masă, vom tipări o broșură cu aceste argumente, o trimitem în toate zonele, colaborăm cu Clubul Monarhist, cu ANRM, cu alte asociații și, sigur, cei care au... Deci nu trebuie neapărat să fie toate pro. Le punem frumos aici.
după care oamenii în cunoștință de cauză vor lua o decizie. Dacă ne vor spune, domnule, nu dorim, măcar știm o chestiune. Eu zic că este păcat, pentru că dacă acest proiect se ajunge într-o zonă de genul nu ne dorim monarhie, e posibil să moară o idee interesantă. Ar putea avea șanse mai mari o asemenea dezbatere, pentru că în ultima vreme s-a văzut există o deschidere a românilor pentru monarhie față, din păcate, de anii 90, în care a existat un recul extraordinar, probabil și datorită propagandei. În afară de aceste proiecte legate de monarhie, pentru care sunt cunoscute pentru formațiunea dumneavoastră politică, pentru Partidul Național Țărănesc, Creștin Democrat, ce alte proiecte pregătiți, circulă prin oraș un zvon că va veni o delegație creștin-democrată din Europa. Cunoașteți la ce nivel, despre ce vă răspund și la asta, proiecte? Dar permiteți-mi să-mi fi ideea dinainte, deci foarte scurt, nu e bine, revin și, dar merită închis. Adică n-aș vrea să pară că ne dorim înlocuirea președintelui cu un rege. Deci numai o simplă formalitate. Nu este vorba de așa ceva. E vorba de schimbarea multor legi, o altă viziune, practic, înlocuirea statului Mughescu din 90, care tot timpul e peticii. Ne dorim o altă formă nouă. Și mai concret cu un proiect bine coroborat cu un proiect de regionalizare a țării. Deci intră pe o altă zonă în care se face pe zone științifice, dar poate asta să fie o altă discuție. Vis-a-vis de ce m-ați întrebat în legătură cu CDU, da, avem un vicepreședinte care este al nostru de la Cluj, domnul Octavian Constantin Oană. Este totodată și secretar internațional al PNTS-ului la nivel internațional și membru CDU. Este cel care a muncit foarte mult și zic eu că a făcut un lucru foarte bun. De ce? Pentru că undeva, mai exact în 26 septembrie, la ora 16:30, este întâlnire cu o delegație a CDU-CDA din Germania, care... Unde va fi această întâlnire? Aici, chiar aici. Deci la sediul PNTS-CDU-ului va deveni un alt oficial al... O să mai anunțăm, da? Creștinii democrați sunt cei care practic conduc Europa, numai conduc din Germania, nu conduc din România. Deci acolo sunt foarte buni, la noi nu sunt buni. În ce împrejurări a fost perfectată această vizită? Care este obiectivul? Cred că am ajuns cu toții la concluzia, politicieni și mai puțin politicieni, că în această țară practic nu există o forță credibilă. De aici a pornit. PNTS-CDU se dorește a fi o forță credibilă și mai exact această reconstrucție a PNTS-CDU-ului și acestei forțe începe de la Cluj, nu din București. Deci este foarte important. Acest lucru se pornește de aici. Și sigur că are în vedere o mulțime de obiective. Aceste obiective se doresc a fi puse în practică prin trei fundații. O fundație care să sprijine tineretul și activitățile specifice lor, o altă fundație care ține de zona spiritual creștină și culturală și încă o fundație care ține mai degrabă de zona salariaților. Toți, evident, sub o cupolă creștină. Mai exact, o zonă care înseamnă catolică, reformatică și așa mai departe. Aia nu înseamnă că ceilalți sunt excluși automat. Dar aceasta va fi direcția principală de dezvoltare. Concret, vor fi specialiști care ne vor sprijini în ceea ce privește know-how, da? Deci ne vor spune cum se face dincolo și sigur că da, va trebui și noi să încercăm să implementăm aici. Vor fi cursuri de pregătire, vor fi schimburi de oameni care vor merge acolo, vor veni aici, chiar și sprijin financiar. Concret, am cerut sprijin pentru calculatoare, e nevoie de comunicare mai bună, vedeți că e o problemă deplasarea și ca timp și ca finanțare și ca tot. Spații de se pot gândi comunicări tip Skype, mașini pentru deplasare, e nevoie. Și în ultimul rând, un mijloc de propagandă, dacă se poate spune, de promovare a ideilor noastre. Vom relua revista Patria, care a fost, mă rog, cândva, bazele ei puse de Ion Rațiu, Dumnezeu să vedete. Era filialei Clujene, da. Ion Rațiu a fost primul care a pus bazele, noi am reluat-o cu ceva timp în urmă, am reușit să scoatem vreo nouă numere, dar situația financiară nu ne mai permite să mergem mai departe. Chestiunea vizită nu cred că va scăpa înalților oficiale și a liderilor altor formațiuni. Nu ați fost curtat, formațiunea noastră, PNTS-CDU, nu a fost curtat în această perioadă, fie datorită acestei vizite, fie datorită perioadei preelectorale?
Nu Bacalului, eu vă spun... Totdeauna a existat această dorință a unor formațiuni de a-și apropia Partidul Național. Hai să spunem cu aia dreaptă. Este o formă de combinăjeală care se întâmplă de vreo 24 de ani. Noi am ajuns în situația în care vrem să facem și mai puțin să vorbim. Deci vrem să facem acest lucru. Sigur că am în mediile noastre, adică membrii, simpatizanți, cei care sunt apropiați de noi, am spus acest lucru, o spun că o facem cu mândrie, este onoare pentru noi că se întâmplă acest lucru, dar nu am mers să batem la ușa nimeni. Nu. Credem că e nevoie de un alt început, o altă cale, zicem noi cea dreaptă, și în care chiar nu mai merge cu păcălit. Oamenii ăștia sunt neți. Le trebuie, dacă ai spus ceva, chiar să faci și mie mi-este frică să nu greșim. Deci ne pregătim pentru acest moment. Practic, am pus deja pe hârtie câteva gânduri. În sfârșit, este și un program, o să-l facem public în acea perioadă. Sunt câteva idei care ne caracterizează ceea ce vrem noi țărăniștii să facem, pentru că multă lume trebuie bun, dar veniți voi ce faceți? Bun, hei, o să fie și aceste lucruri cât se poate de clar puse. Vrem să avem o schimbare, nu se poate cu ceea ce e în interior. Deci, de-aia spuneam de peticeala asta care se tot face. Vedeți, s-au făcut, ca să dau un exemplu concret, că poate cei care ne urmăresc nu o să înțeleagă la ce fac referire. Mă refer la statul care, nu știu, au fost făcute agenții, ministere, pentru că am avut un prieten foarte bun și lui i-ar fi stat bine așa. Deci discuția despre elementul politic care nu ar trebui să intervine la conducerea deconcentratelor regilor la asta... Da, sunt foarte multe lucruri, adică uitați... A selecțiile să fie doar pe baze profesionale. Domnul Bacalo, sunt foarte multe. Luăm, de exemplu, miniștrii care sunt și deputați. Păi e clar un amestec a executivului în chestiunile legislative. Deci când vorbim de incompatibilitate, luați legea unică de salarizare, luați foarte multe lucruri, furtul din banul public, nu le mai este frică. Deci mi se dă 10, nu știu cât, fiecare spune, eu să stau 10 ani, nu fac un milion de euro profit. Și atunci fur și asta este. Unii vin și spun, domnule, hai să le luăm banii. Foarte bine că le luăm banii, dar așa ce face? Că zice, domnule, dacă nu mă prinde. Trebuie să găsim soluții la toate aceste chestiuni care au luat o rază. Uitați-vă la Cluj, nu mai avem, nu știu, de la președinți, primari, e o nebunie totală. Am ajuns ca un magistrat să spună că românii și-au pierdut încrederea în competiția onestă la în ce privește contractele pentru bani publici. Din păcate, Tot o știm. Adică ai o variantă care ești client politic sau o variantă care lucrezi la negru și norocul DNA-ul care face curat și îi taie și asta, dar până la urmă trebuie să fie o alternativă. Asta spuneam, cu asta am început. E nevoie de o alternativă. Ne dorim să fim acea alternativă și, încă o dată, numai cu sprijin extern. Fără acest sprijin logistic și financiar și tot ce doriți noastră, cultură de partid și în general, nu poți să refaci. Totul este compromis. Luați sindicate, luați orice vreți, ONG-ul, luați de exemplu, uitați că tot avem probleme și ne facem de râs cu romii care ies în afară, da? Unde sunt banii romilor? Nu întreabă nimeni, unde sunt banii romilor? S-au dat sume uriașe. Nimeni nu spune nimic. Adică nu se poate în acest mod, dacă mergem, clar că vom face implozie, dar nu avem altă variantă. Și atunci eu zic că poate mai bine să ne oprim și în ritmul ăsta, nu știu, să găsim cumva acei oameni care pun pe masă un proiect și care chiar să-l facă. Nu mai se merge tot pe oameni. Oameni care s-au tot combinat cu toate variantele posibile și acum se vinde, nu știu, tot felul de partide de dreapta, de stânga, de înainte, înapoi, sus, jos, sub de-aia. Deci nu merge. Adică dacă ei n-au înțeles că 70% din populația asta spune pas, nu vă mai vrem, nu pe unul, pe niciun. Deci respingeți orice ofertă de colaborare, absolut. Era vorba că adică și partidul doamnei Udrea ar fi... Nu mă picuți. Deci suntem niște oameni civilizați, ca să formăm. Adică suntem niște oameni civilizați, putem să discutăm cu oricine, este bine dacă ne putem întâlni pe diverse proiecte, dar făcute la modul cel mai onest și curat posibil. Adică numai cu păcăleală, numai cu prosteală și nicio scuze de acest termen, dar astea sunt realitățile. Adică chiar trebuie să ne oprim din acest fel de a face lucrurile și să încercăm să le facem la modul cel mai curat posibil, cel mai onest, cu frică de Dumnezeu, pentru că noi ne-am uitat
câteva lucruri și poate chiar ne este rușine. Ne rușine să spune că suntem familiști, că suntem patrioți, că suntem creștini. Toate lucrurile astea ne-am, nu că le-am uitat, ne este jenă. A spus că veți prezenta într-un viitor apropiat un program revăzut. Care sunt principiile pe care se va construi acest program și dacă puteți detalia ceva din acestea? V-ați referit la regionalizare? În primul rând am schimbat, deci este o direcție de dezvoltare, o chestiune clar administrativă. Sunt mai multe direcții, practic noi avem vreo 7 direcții de dezvoltare. Vom prezenta la vremea respectivă proiectul, dar o direcție foarte importantă este schimbarea paradigmei. Deci nu ne mai adresăm unor, să spunem, clase sociale, țăranii, că și aici e o problemă. Deci țăranii a ajuns peorativ, deci în loc să fie ceva sfânt, nu? Deci omul care ne ăsta a ajuns să o trimitem și asta derizor. Ne adresăm familiei, comunității și țării. Da? Familiei creștine sau familiei în general, nu? Absolut că familie, dar familia este creștină, familia este cu probleme, are nevoie de școală, da? Deci de pregătire școlară, are nevoie de o protecție socială. Uitați-vă, are nevoie de o protecție în general, pentru că discutam cu dumneavoastră înainte, oamenii nu cred că se mai simt protejați. Nimeni nu mai este protejat la ora asta. Adică este cam vremea nu scapă cine poate. Și în acest moment, nu știu, se ajunge undeva într-o chestiune care fiecare spune, domne, să mă salvez eu și familia mea. Neînțelegând că e o chestiune de timp până când el, izolându-se, acest rău general îl ajunge și îl prinde singur. Adică, practic, neajutorat. Ne-am răcit unii față de alții. Este o stare în care valoarea, ce mai înseamnă valoare, de exemplu? Vrem să restabilim ideea de valoare, da? O, că mă întrebați, apropo. Păi ce mai înseamnă valoare? Unul care are foarte mulți bani, bani dintr-o țeapă dată undeva, un tun, cineva care este pila cuiva, ce mai înseamnă valoare? Ideea de egalitate, de monarhie, tocmai asta este, de a readuce o scară a valorilor. Oamenii mi s-a spus 45 de ani în mod tembel că suntem egali, noi nu suntem egali. Dacă ești egal, unde să mai promovezi mai sus decât ești? Că nu ai cum. Adică, la un moment dat, și această dorință de a progresa ți este tăiată. Dacă suntem egal, tot suntem egal, nu mai contează că ai făcut sau nu ai făcut școală, ai citit o bibliotecă sau ai plagiat, tot acolo. Ați referit la o idee de regionalizare, este apropiată de în viziunea noastră, chiar dacă încă se lucrați la acest lucru, este mai apropiată de cea istorică, nu, de provincii, deci este, de cele de dezvoltare, da, stați, economic. Vă răspund. Deci, la ora asta există 5 modele de regionalizare europene, nu varianta cu markerul păstrânat de Nenea Dragnea, deci există oameni care chiar o fac științific, se bazează mai exact pe date de la INS, deci să sperăm că și alea sunt în regulă, și aici sunt tot felul de discuții. Practic se suprapun mai multe hărți. O hartă istorică, culturală. Cine a fost, deci n-a fost ceva forțat, a venit de la sine, oamenii acolo știu că în data de locul ăla are loc târgu și se duc nu știu ce. Ei, la fel de bine poate să fie o zonă culturală unde, știu, a avut loc dintotdeauna o manifestare, nu știu, să zicem, sătească. Ei, toate aceste lucruri, sau pornind de la aceste lucruri firești, naturale, un pic impulsionate, cu sprijin, inclusiv financiar de tot felul, se pot dezvolta diverse zone, adică nu mai trebuie să inventăm. Problema noastră este că am ajuns într-o fundătură și cred că ne dăm seama toți de acest lucru. Cred că e momentul să ne întoarcem înapoi în sensul de la drumul ăla corect. Adică, haideți să mergem să ne vedem istoria, pentru că și aici este o chestiune romanțată și o prostie ordinară, că suntem singurul neam din doi bărbați, Traian și cu Decebal. Deci cred că și aici e o chestiune în care ies diverse documente din zona Vaticanului, care se vede foarte clar că suntem daci, dacă doriți, da? Și multe lucruri care nu mi s-a dus opiniei publice. Trebuie să știm cine suntem.
Iar poate principal lucru este de a ne reda demnitate. Un președinte, cu găștile lor care au venit de-a lungul 24 de ani, dar o să spune cum au fost mai buni sau mai... Dar e sigur că sunt nuanțe, dar cam toți care au venit cu găștile lor. Un președinte nu poate să facă asta. Un rege poate să-ți redea majestate. Gândiți-vă că aducerea pe tron, și mă gândesc în special la prințului Nicolae, care este desemnat moștenitor la tron, practic ne reintroducem în grupul celor 10 de care nimeni nu vorbește. Este vorba de cele 10 monarhii, mă rog, plus cele două mai micuțe, cele 10 monarhii europene. Automat este altcumva. Prea adesea plecăm privirea când ieșim peste graniță, când ieșim în afară și spunem că suntem români. Nu, nu trebuie. Trebuie să înceteze treaba asta. Cei care fac prostii trebuie să plătească și să fie odată povestea asta într-un fel sau altul, indiferent cine este, dar trebuie să ne recâștigăm demnitatea. N-avem de ce să fim cu privirea plecată. Suntem inteligenți, avem resurse, avem oameni care au făcut studii internaționale. Deci, uitați-vă, sunt peste 50.000 de absolvenți de mari universități. Nu mai zic pe cei din țară. Avem resurse naturale, avem și oameni, dacă îi luăm din toate topurile, oricând depășim miliardul de euro, deci nu avem niciun fel de problemă. Trebuie doar să îi punem la un loc și să vedem exact ceea ce este de făcut. Dar să nu mai dăm lingou de aur, să dăm cercel, să nu mai dăm buștean, să dăm mobilă și așa mai departe. Adică să repornim partea asta de reindustrializare, să punem pe noi baze și în care să ne gândim și la noi. Și nu mai stat în genunchi. Pentru că o altă chestiune este că ne conduc niște sluci. Ăștia nu sunt voievozi, niciun. Pur și simplu, uitați-vă la ei. Nu au niciun pic de demnitate. Adică eu înțeleg că suntem în niște jocuri mari. Dar una peste alta, oamenii ăștia au o poziție de capul plecat să avea multă taie, poziția ghiocelului. Nu zic să faci până bun, dar trebuie să existe un pic de mândrie, un pic de demnitate până la urmă și ori cu cine discuți. Ori oamenii ăștia, tocmai pentru ceea ce sunt ei în principal și pregătirea lor precară, pentru compromisurile care le-au făcut de-a lungul timpului, pentru toate nebunile și nenorocirile care le-au adus, nu mai pot să fie. Ei sunt șantajabili, sunt de tot ce doriți. Noi, aici cei care am reușit să ne păstrăm oarecum aceste lucruri, fără să vină să spunem că suntem ușa de biserică și de temelie. Domnul Dan Horea, PNCCD-ul se află, spuneți, în fața unei noi răspândiri, unei noi relansări, pe când ar putea conta în politica românească? Care este orizontul nostru de așteptare? Proiectul PNCCD nu este pe 2 ani, adică să ne vedem în 2016, nu știu, câștigând guvernarea. Nu, suntem raționali. E clar, băieții ăștia, câinele nu pleacă de la măcelărie. În continuare vor apărea sondaje în care nici nu existăm, în continuare nu vom apărea în mass media decât cei care, nu știu, vor avea grijă unii ca să ne certăm, ca să ne indice ca cei care să ceartă și așa mai departe. În sfârșit. Noi zicem că proiectul ăsta este un proiect cu 50 de ani, este un proiect care sau avem o șansă pe care dacă o ratăm, greu, cred că se va mai putea face. Ați așteptat 50 de ani, acum încă 50 de ani? Da, am așteptat americanii, deci vă spun foarte onest, tatăl meu care a fost închis la canal a fost unul dintre cei care a așteptat americani. Ei au venit și americanii, sunt aici și germanii care vin să ne sprijină și eu zic că dacă vom da dovadă de seriozitate, dacă vom da dovadă, vom munci până la urmă, eu cred că populația ne va da o a doua șansă. Într-adevăr, am avut o generație care puțin nu și-a îndeplinit toate promisiunile și pe bună dreptate a creat oarecare supărare. Suntem o altă generație. Suntem o nouă generație de tineri, suntem decreței și asta este o parte din acest proiect. Adică credem că la schimbarea între generații, cei care au familie, adică știu ceea ce înseamnă să pui merinde, cei care s-au realizat și știu și simt pe propria piele să n-aibă recunoașterea necesară, pentru că au nevoie de iesme. Cei care ne conduc sunt organizați după sistem mafios și au nevoie de niște iesme. Foști lipitori de afișe, dacă vă uitați prin partide și nu spun cu răutate, și au lipit afișe, dar unii chiar, numai asta este singurul lor merit, au cărat tăști, au fost șoferi, aud acum că unii chiar ajung președinți de Consiliul Județean. Deci e o nebunie. Domnul președinte, v-ați manifestat clar dorința de a susține monarhia și ați spus și principele Nicolae. Totuși,
dintre numele care se vehiculează în ultima vreme pentru președinția României, există vreo personalitate mai apropiată de principiile tradiționale ale PNTCD? Nu, eu văd că toți vor să se înfructe mai degrabă din ideea creștină. Adică dă bine să fii ortodox creștin, chiar dacă numai cât merge camera, după care ieși afară la o țigară. Deci românii mai vezi repede prin zonă pe câte ori. Pentru că eu mă duc la biserică și cam văd și știu cam despre ce-i vorbim. Din nou mă întorc la ceea ce spuneam, acea păcăleală, prosteală, cum spuneam urât. Da, deci noi avem un bazin al nostru, din păcate și noi am făcut greșeli, alții ne-au ajutat să greșim, dar eu cred că cu inteligență, până la urmă, lucrurile astea se vor îndrepta. Apropiat de noi, nu cred că există nimeni. Sigur, o să fim poate acuzați că nu o să ajutăm dreapta să câștige, dar uitați-vă, de 24 de ani alegem rău cel mic. Haideți să alegem bine. Deci eu cred că dacă în 90, când a venit majestatea sa în țară, în anii 90, când a venit, atunci s-a spus că a fost în vârstă. Eu mă întreb unde eram acum. Pe de altă parte, a fost un moment când toți am fugit să nu cumva să iasă Vadim. Zic, domnule, poate mai bine era. Adică măcar încheiam atunci, într-un an de zile, ieșea un haos general și măcar nu trăgeam o linie. Deci această formă, eu zic că este o, ne deține în viață această peticeală de care spun. Deci, de-aia spun, la asta mă refer. Adică încercăm să tot ducem mai departe această formă, nu știu, de organizare, de a face lucrurile aiuritoare. Și numai așa cred că se poate. Adică undeva trebuie, domnule, vedem prăpastia, deci alegem, nu știu, sau ne izbim de zidul ăla de care spuneam, de fundătură, ori ne facem praf, ori ne oprim și ne întoarcem să facem lucrurile cum trebuie. Eu propun să ne oprim, pentru că nu i-ar fi regulă, nici să intrăm într-o zonă de habodnicie, de aia care, nu știu, facem 10 cruci și ne pică 10 milioane, nici o zonă de aia extremă cu iobicuri de România și de la iară nu e în regulă, ci încercăm să fim o forță națională, oameni care își iubesc patria, oameni care sunt creștini, oameni care își iubesc familia și mai departe. Asta este ceea ce vrem noi. Cât o să reușim noi să transmite, nu știu. Eu sper să ne mai dea șansă și societatea și, în general, cei din afară. Dar uitați-vă, din 48 nimic nu s-a făcut schimbare, nu s-a schimbat tare fără ajutor din afară. Eu sper să fie același ajutor care să schimbe lucrurile. Vă spun la modul foarte onest, în condițiile în care, încă o dată, vin și spun, ne iubim această țară și o spunem cu mândrie și nu cu emfază. Suntem oameni care credem în Dumnezeu, dar nu suntem niște ipocriți. Și așa mai departe. Deci, astea sunt lucrurile pe care încercăm, repet, să ne întoarcem la valorile care au fost dintotdeauna.